Consiliul Județean Hunedoara va depune două solicitări de finanțare în valoare de peste 4 milioane de euro pe Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR. Acestea vizează o mai bună punere în valoare a siturilor de la Sarmizegetusa Regia și Ulpia Traiana Sarmizegetusa. La Regia avem un proiect pe Rocultura de 2 milioane de euro, venim cu acesta de încă 2 milioane de euro. La Ulpia avem un proiect de 5 milioane de euro la anfiteatru, venim cu acești 2 milioane pentru intrarea în for. Deci în ambele proiecte, și la Sarmizegetusa Regia și la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa Dacica, ne dorim foarte mult să intervenim și să schimbăm puțin modul în care situl arată acum prin înălțarea practic a acestor construcții și până la urmă turistul trebuie să vadă o amploare pe care aceste artefacte, aceste vestigii antice le-au avut. Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara spune că astfel continuă finanțările pentru prezentarea cât mai atractivă a celor două sarmizegetuze. Alin Țambă mai precizează că astfel în Consiliul Județean Hunedoara a trecut vremea când doar se vorbea despre turism, ci se și face ceva în acest domeniu. Consider că turismul poate fi o ramură economică foarte importantă a județului Hunedoara, dar nu mai trebuie doar să spunem acest lucru, ci trebuie să începem să dovedim că așa este. Asta înseamnă să atragem finanțări europene, iar la Consiliul Județean asta facem. Ne pregătim pentru noul POR 2021-2027, acolo unde, cu siguranță, atât Regia cât și Ulpia nu vor fi uitate, vom atrage în continuare finanțări. Alin Țambă a mai menționat faptul că toate aceste solicitări de finanțare ale Consiliului Județean Hunedoara se fac în urma consultărilor cu specialiști din domeniu. Suntem cu mediul academic, cu mediul științific, într-o permanentă colaborare, atât cu MCDR-ul de la DEVA, dar și cu Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei de la Cluj, cu Muzeul Național de Istorie al României de la București. Încercăm să ascultăm specialiștii și abia pe urmă să venim cu soluții și să găsim soluții împreună, pentru că partea administrativă în acest domeniu al patrimoniului nu se poate rupe de partea științifică. Deci administrativul și științificul la Consiliul Județean Hunedoara au reușit să-și dea mâna și aceste proiecte nu sunt altceva decât rodul muncii noastre de un an de zile la Consiliul Județean. Solicitările de finanțare prin PNRR pentru Sarmizegetusa Regia și Ulpia Traiana Sarmizegetusa vor fi depuse joi 10 martie.